Bistar și surori, doamnelor și domnilor, să reascultăm istoria învierii din morți a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum am auzit-o și cum este redată de Evanghelistul Ioan în capitolul 20, de la versetul 11 la 18. Ioan 20, de la versetul 11 la 18. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Dar Maria și de afară, lângă mormânt, și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie, ea s-a întors și a zis în evrește, Rabunii, adică învățătorule, nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am sui la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amen. Nu știam dimineața când fratele Crenșor a rostit cuvântul Domnului că Duhul Sfânt ne-a pus la amândoi în inimă același cuvânt, același pasaj. Se vede că Dumnezeu are ceva special pentru noi, dorește ceva special pentru noi, să observăm probabil ce n-am observat să înțelegem ce n-am înțeles și să cunoaștem ce n-am reușit să cunoaștem. Maria Magdalena este o parte adâncă, profundă în istoria învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Este pe drept cuvânt numită primul evanghelist. Este pe drept cuvânt numită primul apostol. Pentru că Iisus Hristos a trimis o să spună apostolilor despre învierea lui din morți de aceea în învățătura patristică în predicile părinților bisericești ea a fost supranumită apostolul apostolilor pentru că a fost trimisă cu mesajul învierii Și în adevăr atunci când vrem să înțelegem mai bine această istorie supranaturală acest eveniment supranatural al învierii din morți a Mântuitorului Iisus Hristos. Nu putem face lucrul acesta aparte de cuvântul Domnului, deci în afara cuvântului Domnului, nu putem să facem lucrul acesta în afara martorilor oculari și nu putem să învățăm lucrul acesta în afara istoriei, așa cum evangheliștii o prezintă și prin Maria Magdalena. În această seară, din ziua învierii, ne vom uita la istoria Mariei din trei puncte de vedere. Și de ce voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Maria Magdalena și Isus. Maria Magdalena și Isus. Și în locul Mariei Magdalena poți să te pui pe tine, poți să mă pun pe mine. Tu și cu Isus, eu și cu Isus. Pentru că sunt convins că în inima noastră de multe ori, când trecem prin voi, poate avem îndoială, și este cu neputință să nu fi avut vreo, vreodată îndoială. Eu am avut. Dacă Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dacă am via din morți, dacă ne mai aude când ne rugăm, dacă ne mai ascultă când strigăm după El, este cu neputință. Dacă este cineva care spune, eu n-am trecut pe acolo, este neadevărat cu propria persoană. Și atunci trebuie să știm să avem argumentul nostru, argumentul personal, este drept că un argument pe care îl învățăm de la cineva are putere, dacă argumentul este bine construit în indiferent ce domeniu. Când însă, argumentul într-o problemă și mai ales în problema învierii și care este învățătura fundamentală a bisericii creștine, când aici e un argument personal, argumentul acela te ține în picioare. Aduceți-vă aminte de locuitorii Sihemului, Siharului. Iisus Hristos a convertit acea femeie adulteră. Și faptul că era o femeie imorală, o femeie murdară, s-a văzut prin singurătatea ei, ziua nămează mare, când nimeni nu iese afară pe căldura aceea în pustiu. Pentru că este izolată de toți, îndepărtată de toți. Nimeni nu vrea să fie asociat cu această femeie. Se duce să scoată apă din fântâna lui Iacob. Acolo întâlnește Iisus Hristos și o convertește, o întoarce la credință. Însă schimbarea, transformarea pe care o face Iisus Hristos în această femeie este atât de profundă, încât atunci când se duce înapoi în localitatea în Sihar și le spune oamenilor, m-am întâlnit cu Iisus, oamenii nu se mai îndoiesc, o acceptă, îi primesc mărturia acestei femei pe care ei o izolau. Și s-au convertit mulți dintre ei. Însă a urmat o nouă fază. Dacă vă uitați în Ioan 4 cu 42, cuvântul Domnului spune, Iisus personal s-a dus în orașul lor. A predicat acolo și oamenii aceștia au venit la femeie și au spus, acum credem în El, nu numai pentru ceea ce ne-ai spus tu și prin ceea ce se vede în viața ta, credem în El pentru că ne-am întâlnit noi cu El, l-am auzit noi, ne-a vorbit nouă și ne-a impactat pe noi personal. Acesta este argumentul cel mai puternic. Noi îl numim tehnic în teologie și, de fapt, în orice domeniu. Argumentul empiric, experiența personală. Nu că experiența personală este pusă deasupra cuvântului Dumnezeu. Nu. Experiența personală trebuie să vină prin cuvânt. Prin cuvânt. Dar când te întâlnești personal cu Dumnezeu, când te întâlnești personal cu Mântuitorul, când tu reușești să ai ochii deschiși de cuvântul lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, atunci nu te mai îndoiești. Și istoria învierii, argumentul învierii, problema în învierii este, cum am spus și cum spune Sfântul Apostol Pavel, piatra de temelie a credinței creștine. De aceea, când scrie Corintenilor, Apostol Pavel spune, și dacă n am înviat Hristos, zadarnică este credința noastră. Suntem cei mai nenorociți oameni de pe pământ. Dar Hristos este viu. Maria Magdalena a avut o experiență personală o întâlnire personală, o experiență personală pe care poți să o ai și tu, o întâlnire personală pe care trebuie să o ai și tu, ca să nu te mai îndoiești, ca să nu trăiești din argumentul celor mari. Să poți să spui, pe lângă ceea ce știu și am auzit, m-am întâlnit eu cu el. L-am auzit eu vorbind. L-am văzut eu. Maria Magdalena și Isus. În primul rând, Maria cu sine însăși. Când Maria s-a dus de Dumnezeu. Măcar că s-a dus cu Ivan și cu Petru. În prima fază a căutării ei, în prima fază a acestei încercări de a găsi adevărul, Maria este cu sine însăși. Este cu sine însăși. Și, de fapt, așa suntem noi. Dumnezeu ne lasă singuri. Mă lasă singur și te lasă singur. Să cauți adevărul. Măcar că ești în compania celor ce te-au putea ajuta, trebuie să ai momentele tale în care singur să poți să spui, am căutat, am cercetat, am văzut. Fiecare din noi, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să aibă pustiul lui, deșertul lui. Iisus Hristos, înainte să-și înceapă activitatea, s-a dus în pustiu, 40 de zile. Apostolul Pavel, înainte să fie lansat în slujbă, spune că a plecat unde? În Arabia, trei ani și jumătate în pustiul lui ai momentul tău de pustiu, ai momentul tău de căutare, ai momentul tău de cercetare. Maria are moment cu ea personal. Și în căutarea ei să ne uităm Maria sau căutarea adevărată, dar în primul rând să vedem caracterul căutării ei. Când cineva caută, când cineva vrea să cunoască, trebuie să aibă anumite proceduri trebuie să aibă anumite metode. Pentru că, știți, asta este și un proverb popular. Că cineva a văzut în fața casei, avea în fața casei un munte mare, mai degrabă un bolovan mare. Și a citit în scriptură că dacă credința ta este mare și te rog să se mute muntele, spune că într-o seară s-a rugat și a zis, Doamne, până mâine dimineață te rog să muți bolovanul ăsta de aici. Nu cumva într-o zi să răstoane să vină pe casa mea. Mâine dimineață bolovanul, sigur că era tot acolo. Iar când s-a scos, s-a uitat pe geam și a văzut bolovanul și a zis, am știut eu că așa nu se duce de aici. Care este căutarea? Cum este căutarea? Care este caracterul căutării tale? Dacă ne uităm la Maria, la caracterul căutării ei, spre deosebire de ori și cine din dimineața învierii, ea dă dovadă de trei aspecte distincte în căutarea ei. Primul aspect este că ea stăruiește mai mult în căutarea ei. Stăruiește mai mult. Observați ce spune în versetul 11, dar Maria, Ședea afară lângă mormânt sau a rămas afară lângă mormânt. Stăruiește mai mult. Foarte repede se descurajează cei ce vor să învețe ceva, cei ce vor să caute ceva, cei ce vor să cunoască. Însă nu, nu trebuie să dai înapoi. Dacă vrei să cauți, dacă vrei să găsești, dacă vrei să înțelegi, dacă vrei să pătrunzi o taină, dacă vrei să pătrunzi un adevăr, trebuie să cauți. Este și vastevalabil, valabil, de exemplu, pentru noi, pentru predicatori, pentru noi păstori. Credeți că înainte de a veni în fața dumneavoastră ca să vestim cuvântul Lui Dumnezeu, am deschis doar Biblia și am citit și ne-am apucat să vă spunem? Nu! Este exact ceea ce spunea Sfântul Apostol Petru despre profeții din vechime când zice Profeții din vechime au făcut ținta cercetării lor stăruitoare. Pentru că, vedeți, asta, te uiți peste un cuvânt și îl citești de o mie de ori și când vă luminați acolo pe bancă, atunci ați zice, Dom'le, de câte ori l-am citit și eu n-am văzut? De unde a văzut omul ăsta? Sigur, în primul rând este de la Duhul Sfânt, pentru că El ne revelează cuvântul. Dar Duhul Sfânt nu revelează la niciun leneș. Nu revelează, că atunci toți am ști Biblia pe de rost de-a binelea. Trebuie să stai, să stăruiești. Trebuie să stai să cercetezi, trebuie să stai să cauți, trebuie să stai să analizezi, trebuie să stai să compari, trebuie să stai să regândești. Și Maria are aceast, acest obicei. Spre deosebire de Petru, spre deosebire de Ioan, spre deosebire de celelalte femei sfinte, spre deosebire de restul apostolilor. În acea zi în care trebuia să se dovedească în istoria cosmosului că Isus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, că a murit și a înviat din morți. Ea are acest obicei sfânt, o, o, cercetare, o căutare în care stăruiește mai mult, stăruiește mai mult. Apoi este a doua caracteristică a căutării ei, este ea caută cu lacrimi, ia caută cu lacrimi. Uitați-vă ce spune în partea a doua, pe când plângea, de când plângea. A rămas și căuta. Pentru că e căuta cu pasiune, căuta cu interes. Nimeni nu poate să pătrundă taina lui Dumnezeu și nimeni nu poate să pătrundă taina în din morța a Domnului nostru Isus Hristos dacă nu caută cu pasiune, cu interes. Dacă cineva cercetează aceste lucruri doar cu scopul să antagonizeze Biserica creștină, așa cum uh, vă spuneam, poate nu cred că am trecut, dar vă readuc aminte, este acest grup de teologi numit Jesus Seminar, a cărui conducător de seamă este teologul Dominic Croson. Dominic Croson a zis așa, <clears throat> scrierile au fost preluate și vă citez acum din revista Time și din Newsweek publicată în urmă cu 2 sau 3 ani. viere din morți, Iisus n-a înviat din morți. Pentru că uitați cum a studiat Dominic Croson cu Jesus Seminar, 70 de teologi, acum sunt mai mulți, dar inițial a fost un grup de 70 de teologi care s-au adunat cu un scop, și anume care le este scopul, să cerceteze bunăoară cu deamănuntul, măcar că n-au făcut-o cu deamănuntul, că au făcut-o, dați-mi voi să spun, prostește, să cercete, măcar că sunt teologi, măcar că sunt doctori în teologie, să caute bunăoară cu deamănuntul și să spună ce este inspirat și ce este neinspirat din scriptură. Și după ei, nici 2% din scriptură din Evanghelie nu este inspirat și adevărat. Nici 2%. Și uitați cum explică Dominic Roson. În via din morți, da, în via din morți. Isus a murit, a fost persoană istorică. L-au răstignit pentru că era un om influent și oamenii au fost geloși pe ele, așa cum se întâmplă, spune el, în toate generațiile. Dacă este cineva mai răsărit printre noi, imediat îi căutăm, cum zice românul, un od în papură. Îi batem cuie în păput și după aceea ne ocupăm de el. L-au omorât, pentru că atunci așa au găsit cu cale, să-l omoare. Iar ucenicii care au fost dezamăgiți că învățătorul lor le-a murit și nu o să mai pună mâna pe puterea romană și unul să fie numit prim-ministru la dreapta și altul prim-ministru la stânga, știți istoria, nu? S-au dus să-l fure. Și au zis după aceea blasfemia pe care o spun, pe care o spune Domenico Le-au furat după ce au mituit pe soldații romani. Dar când l-au furat, era noapte și au fugit cu el, s-au sesizat alții care n-ar fi vrut ca trupul să fie furat și să se nască istoria învierii lui din morți. Și atunci au fugit după ei, după cei ce au furat trupul să-l prindă. În spaima lor ei au fugit mai tare, au scăpat trupul, nu s-au mai întors pentru că au vrut să-și scape viața. Iar cei ce-i căutau n-au sesizat că ei au scăpat trupul și au trecut de trup încolo. Și apoi blasfemia sună în felul următor. Și în timpul nopții, câinii vagabonzi din Palestina, flămânzi și înfometați de stăpânilor, au găsit trupul și l-au mâncat. Și Isus n-a mai înviat niciodată. Dominic som, dacă nu se pocăiește, o să-l mânce câinii ăia. O să se întâlnească cu ei în iad. Că dacă tot vrea cineva, știți noastră că lumea este cu animale. Acum te pun și întrebări și la radio. O să avem cai în rai, o să avem câini în rai, o să aveți câini în rai. O să fim cu Iisus în rai. Nu cu câini. În Biblia mea scrie afară sunt câini. Cred că și în data scrie la fel. Caută cu pasiune. Căută cu pasiune. Maria Magdalena plângea, cerceta, vrea să cunosc. Dacă nu te pasionează ce faci, niciodată nu dai calitate. Niciodată nu dai calitate. Nu cânți bine, nu predici bine, nu te rogi bine, nimic nu faci bun. Nimic. Caracterul căutării lui Maria ca să se convingă că Isus este viu sau mort, este că ea stăruiește în ce face, insistă. A plecat pentru înapoi și cu Ioan, ea a rămas acolo. Au plecat celelalte femei, iar a rămas acolo. Ea pune pasiune. Și pe de altă parte, când caută, ea cercetează detaliile. Ea cercetează detaliile. Partea finală, pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. A vrut să vadă ce se poate vedea, ce se poate pune la oaltă. Ce argumente se pot combina, ce lucruri se pot aduna. Și într-adevăr, dacă vrei să cunoști, cercetezi detaliile. Și pentru un om cu mintea curată, pentru un om care vrea să cunoască, pentru un om care pune pasiune și mai ales în cunoașterea lui Isus Hristos, în cunoașterea învierii lui din morți, Frașii, și surori, doamnelor și domnilor, dacă îți pui în inimă să stăruiești asupra acestor lucruri, dacă îți pui în inimă cu pasiune să le cunoști și dacă îți pui în inimă să cunoști detaliile, așa cum menționa fratele Crinșor dimineața, n-am observat până acum, a spunea dânsul, că Maria s-a întors înapoi. Pentru că, știți, noi așa suntem obișnuiți. Dacă cineva nu ne-a răspuns cum ne place, ne vedem de business mai departe. Și nu se, nu, nu se sezez detaliile. Trebuie să, să vezi detaliile, trebuie să vezi unde e virgula. Trebuie să vezi unde-i punctul. Pentru că, de exemplu, într-o traducere a mișcării adventiste, a cărei doctrină eronată este că după moarte sufletul doarme și nu mai știe de el, este o doctrină eronată, pentru că ei nu înțeleg, nu sunt capabili să înțeleagă cartea Eclesiastu. Și în cartea Eclesiastu spune, cine mai știe dacă sufletul omului merge în sus sau câinelui în jos? Și neînțelegând caracterul cărții Eclesiastul, care este, dacă vreți, scrierea ateistului în Biblie, și neînțelegând Eclesiastul, au născurcit această doctrină somnul sufletelor. Și ca să le iasă bine doctrina, au schimbat o virgulă de la cuvintele lui Isus pe cruce. Adevărat, adevărat îți spun, azi vei fi cu mine în rai. Și au zis, nu, pentru că au schimbat virgula așa au spus, adevărat, adevărat îți spun, azi vei fi cu mine în rai. Au schimbat virgulă. După azi. Ați observat? Dacă nu ești atent la detaliu, te fură. Dacă nu te citești în Biblie, te fură. Adevărat, adevărat, îți spun azi, vei fi cu mine în rai. Știți dumneavoastră cum zice românul, joi după miercuri aciuc. Nu mai ajungi niciodată acolo, dacă mergi după astfel de doctrină. Dar Iisus Hristos a înviat. Pe cine vrea să vadă, îi detaliul cel mai mic care îi vorbește că Iisus este viu. Însă pune inimă. Pune pasiune, nu pune dorință de a ieși doctrina, de a ieși de un denominația în față, de a se vedea că noi avem dreptate, nu vei avea dreptate. Cuvântul Dumnezeu are dreptate. Cuvântul Dumnezeu are dreptate. La cuvânt, uite-te. Pe de altă parte, însă, ca și toți, Maria are obstacole. De ce să ne uităm la Maria și obstacolul în găsirea ei, în prima fază? De ce? De ce are Maria obstacole? De ce ai tu obstacole? De ce nu întotdeauna înțelegem? De ce nu întotdeauna pricepem? De ce, ca și în cazul de față, istoria cea mai mare, care face creștinismul să fie creștinism și care a făcut biserica 2000 de ani să stea în picioare, de ce eșuăm de multe ori? Și sunt câteva lucruri în cazul Mariei. Am să enunț din cauza timpului doar trei. Primul este presupoziția. Presupoziția. Versetul 15, partea 1. Spune cuvântul Domnului. femeie zise Iisus, de ce plângi? Pe cine cauzi? Ea a crezut că este grădinarul. Dacă ați spune traducerea englezească, spune ea a presupus că este grădinarul. Este o presupoziție. Ne încărcăm cu o idee preconcepută. Și când te încarci și când privești lucrurile cu o idee preconcepută, imediat te încurci. Imediat te încurci. Socotelele nu-ți mai ies. Argumentele nu-ți mai ies. Nu-ți se mai potrivesc. Și mai ales dați-mi voie să vă aduc aminte și să vă spun acest adevăr, special comunitatea română, de pe tot și cea din America este foarte înclinată spre presupoziții. Pentru că auzi o predică, de exemplu, auzi un argument de la învonul bisericii care nu se potrivește cu ce știi tu. Și când argumentul este enunțat, deja ți s-a blocat mintea. Când aici argumentul ți se spune, ți s-a blocat mintea. Pentru că mergi cu presupoziție. Am fost într-o biserică și am spus, ați auzit? că unul va fi luat și altul va fi lăsat la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Da, am auzit. Și am zis, cine vrea să fie luat și cine vrea să fie lăsat? Cine vrea să fie luat? Totul lumea ridica mâna în sus, știți? Și cine vrea să fie lăsat? Nimeni n-a ridicat. Și am zis, să uh... păi știți că mi-e milă de dumneavoastră. Și s-a uitat la mine ciudat. Și am zis, vreți să fiți luați? Da, toți. Păi știți unde să-i luați? I-am întrebat. S-au uitat deja nedumeriți. Ăia luați sunt luați să fie duși aruncați în iazul de foc și de pucioasă, bătuți de piatră și omorâți să-i mânce păsările cerului. S-au dezumflat. S-au dezumflat. Și am zis, n în Biblie ce spune? Că tot așa va fi și la sfârșitul veacurilor. El va trimite îngerii săi ca să adune pe toți din cele patru colțuri ale pământului și va spune, smulgeți ce? Întâi ce? Neghina, unul luat. Neghina. Și lăsați greul în hambar, altul lăsat. Sau, va spune, tot așa la sfârșitul veacurilor va fi, el va trimite pe îngeri și va smulge pe cei răi din mijlocul celor buni. Uite, după ce i-ai spus un cuvânt care nu-i cade bine cu doctrina pe care o reprezintă și biserica pe care o reprezintă, i s-a blocat mintea. Și nu mai pricepe adevărul de acolo încolo, nu mai vede ce scrie în Scriptură. Maria da dovadă exact de această slăbiciune. A început-o bine și pentru un moment a început să se clatine. De ce? Pentru că îl căuta cu presupoziție. Pe de altă parte, îl căuta cu lacrimi, așa cum se menționa aici, dar... Um, era preocupată mai mult de starea ei sufletească decât de un argument real în momentul acesta, decât de realismul stării în care se găsea. Și de aceea lacrimile i-au furat argumentul, i-au furat rațiune. Ori, pe de altă parte, pe de altă parte, este surpriza aceasta, neașteptarea. Deci, celălalt argument este neașteptarea. Știți? Iov spunea acest adevăr. Că Dumnezeu vorbește oamenilor când într-un fel, când într-altul, numai ca ei ce să facă? Să ia seama. Maria căuta, Iisus îi s-a arătat, dar ea n-a luat seama. Pentru că nu s-a așteptat. Nu s-a așteptat. Așa de repede să-i răspunde Dumnezeu. Și când Domnul se ocupă de noi și ne răspunde repede, ne încurcăm. Este ciudat că ne încurcăm. că nu așteptam. M-am dus în, știți, m -am dus în România odată, într-o vizită în România și la sfârșitul Serviciu divin, în biserica, frații au zis, să vină frate Gog să dea și aici mâna cu musafirii, că vedeți, să uită pe internet acum și învață toate obiceiurile, foarte bine faceți. Și vine această familie, pace frate Gog și mă îmbrățișează, pace. Am văzut că se dau la parte și nu mai pleacă de acolo. Și se vin la se uită la mine și ce, dar ce e cu dumneavoastră? Eu nu știu ce e cu mine. Ce se întâmplă cu mine? Păi nu... Vă bucurați să ne vedeți baze, dar nu vă mai țin minte. Și erau de aici, din biserică. Dar, dar, dar nu m-am așteptat să-i văd acolo, așa. Nu m-am așteptat să-i văd acolo. Am crezut că-i confund cu cineva, seamănă cu cineva, așa. așa. Și Maria... Ia răspuns Domnul imediat, <gânt> dar nu ne așteptăm, presupoziția, neașteptarea și uh, fac de multe ori înțelegerea noastră greoaie. Însă mergem mai departe, în al doilea rând, Maria și Îngerii. Deci după ce am văzut-o pe ea, în căutarea ei și în prima parte are o căutare bună, dă dovadă de calități extraordinare, stăruiește mai mult, caută cu lacrimi, cercitează detaliile. Dar să vedem în al doilea rând, Maria și îngerii. Nu putea învierea să fie fără îngeri. Nașterea a fost cu îngeri. Învierea trebuie să fie cu îngeri. Și a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos va fi tot cu îngeri. De ce spune El va trimite îngerii săi? De ce spune că ce însuși Domnul cu glasul unui arhanghel? Pentru că o să fie însuțit de arhanghel. Și eu sunt convins eu sunt convins, sunt șase teologi care împărtășesc gândul meu, eu împărtășesc gândul lor, că cei doi îngeri care au fost acolo prezenți la mormântul Domnului nostru Iisus Hristos nu au fost, zice, îngeri simpli. Eu cred că au fost Arhanghelul Mihail și Arhanghelul Gavril. Pentru că ei au fost întotdeauna în relație cu Domnul Iisus Hristos. Ei au anunțat nașterea lui. Ei sunt protectorii lui Israel, Mihail, Gavril. Dar să ne uităm, Maria și îngerii, prezența îngerului la înviere. Dacă vă uitați împreună cu mine și în, în detalii, pentru că, din, din nou, dacă vrem să cunoaștem, am spus, trebuie să dăm atenție la detalii. Câți îngeri sunt? Doi. Numărul lor este semnificativ. Numărul lor este semnificativ. Vrem să cunoaștem adevărul despre înviere. Frași și surori, doamnelor și domnilor, doi îngeri sunt. Și doi este un număr semnificativ în paginile Sfântului Scripturi. Pentru că în Biblie scrie, o, scrie în felul următor. Dacă vă uitați în numeri 35 cu 30, Deuteronom 17 cu 6, Deuteronom 19 cu 15, 1 Timotei 5 cu 19, 2 Corinteni 13 cu 1. V-am pus câteva pasaje. În pasajele acestea spune următorul lucru. În orice faptă, când vrei să să demonstrezi ceva, să fie făcut totul pe baza a doi martori. Iisus Hristos este viu și El are nevoie de doi martori. Și acești doi martori, în primul rând, sunt cei ce cunosc mai bine decât noi, sunt îngeri aceștia doi. Să-i lăsăm îngeri și să nu, uh, nu intrăm în detalii cu arhanghelul Mih Mihail și Gabriel Gabriel. Dar numărul lor nu este întâmplător. Numărul lor vorbește despre nevoia biblică care să certifice că adevărul despre înviere nu este o invenție. S-a împlinit cererea biblică, sunt doi martori și acești doi martori sunt martori divini. Prefer să cred pe acești doi martori pe cuvânt decât să-l cred pe Dominic Roson și trupa lui de 70. Credeți? Doi martori divini sunt acești doi îngeri. Numărul lor vorbește mult, vorbește volume. Apoi uitați-vă la postura lor, la postura lor, postura lor vorbește, mie îmi vorbește. Sunt șezând, șezând, și surori, doamnelor și domnilor, la înviere șezând, da, pentru că poziția aceasta vorbește că evenimentul s-a petrecut. Dacă nu avea loc învierea, îngerii aceștia stăteau în picioare. Dar acum stau și să o pentru că și-au încheiat activitatea și întotdeauna după încheierea activității te odignești. Nu mai ai nevoie de altceva. Ei șed. Lucrul acesta trebuie să-ți spună și trebuie să-ți vorbească despre o dignă, despre victorie, despre faptul că ceea ce ei vin să dovedească ca doi martori divini este adevărat. Și cu noi lucrul, lucru se întâmplă. Când ți-ai terminat activitatea, ce faci după aceea? Te odignești. Îi odignești. Poziția lor, deci postura lor, șezând, vorbește că Isus este viu. Apoi ținuta lor este în alb. Prin aceasta indică că ei sunt într-adevăr martori de sus, sunt neprieniți și cel ce a înviat din morți este neprihănit. Caracterul lor este asemenea caracterului celui care a înviat din morți Și totul este, nu potrivit, totul este pus la punct de Dumnezeu în detalii Pentru ca Maria să priceapă, apoi Petru și Ioan și ceilalți apostoli și apoi noi peste viață să pricepem Că detaliile pe care Dumnezeu le-a pus în Evanghelie sunt detalii ca noi să credem O paranteză, în ultima vizită pe care am făcut-o în România, în București, în biserica din Sebastian, biserica Filadelfia A venit la mine un ofițer de poliție și a zis, frate Gog, vreau și eu să dau mâna cu noastră, îmi pare bine că în sfârșit vă cunosc, pentru că eu m-am pocăit în urma internetului. M-am dat de dumneavoastră cumva pe internet și am ascultat detalii și am ascultat predicii despre învierea din morți de anul trecut. Și când am urmărit, când am urmărit detaliile pe care le-ați dat despre înviere, am zis, domnule, ăsta e detectiv. <laughs> Și mi-a spus el, ăsta e detectiv. Uite, domnule, că se privește ca un detectiv. Și când ați intrat în detaliile acelea simple și ați făcut să mă luminez, m-am pocăit, frate Gog. M-am pocăit. Slăbit să fie domnul. Deci eu vrea să pe toți să-i facă detectivi, să le deschidă mintea, să vadă, să se uite la detalii simple, nu trebuie să complicat. Iisus e viu, uite-te de la detalii. uite de la detalii. Poziția lor, pe de altă parte, la cap și la picioare. Te-am zis postura lor, șezând. Acum poziția lor sunt la cap și la picioare. Prin aceasta vorbea că și înainte de înviere au fost tot acolo. Și înainte de înviere au fost tot acolo. Dar atunci au stat în picioare. În timp ce el era mort pentru că ei au stat acolo, postați acolo de Dumnezeu, de aceea cred că au fost Arhanghelul Mihail și Gabriel, pentru că sunt cei mai puternici, că cele mai de seamă din univers, așa, au fost puși postați de Dumnezeu acolo pentru ca nimeni să nu fure trupul, cum s-a născut povestea, postați acolo ca nu cel rău să intervine și să facă ceva cu trupul lui, cum a vrut să râvnească trupului Moise și apoi să se ducă și să, să, să îi ducă în eroare poporul evreu. Ei au fost acolo să păzească trupul lui Iisus Hristos. Pe de altă parte, strălucirea lor spune că uh, erau strălucitori, iluminau. Sigur că iluminau. Fiți atenți la acest detaliu. Dacă nu iluminau, cum credeți dumneavoastră că putea Maria să vadă în mormânt? Cum credeți dumneavoastră că putea să vadă Maria în mormânt? Mormântul e săpat în stâncă, acolo nu vezi nimic în el. N-are niciun geam, o fereastră. Dar îngerii aceștia strălucesc pentru ca Maria să vadă detalii. O, slăvit să fie Domnul! Iisus e viu! Argumentele care sunt acolo mi îmi spun că el este viu. Detaliile sunt glorioase ca să-ți spună ție și să-mi spună mie. Dar să vedem prezența îngerilor cu noi. Faptul că Maria caută și se întâlnește cu îngerii. Mie îmi spun cel puțin trei patru lucruri. Primul lucru este că îngerii întotdeauna dovedesc interes pentru noi. Pe de altă parte, îngerii dovedesc simpatie cu noi. Simt cu noi, cu problemele noastre. Pe de altă parte, dovedesc cunoaștere spre problemele noastre. Ei că Maria și femeile sfinte căutau pe Iisus Hristos și de ce le-am întâmpinat dacă citiți ceilalți evanghelii și a spus pe cine căutați? Nu este aici. Am înviat după cum v-a spus. Am înviat după cum v-a spus. Ei știu, ne cunosc. Și de aceea în această seară, în ziua învierii, dacă sunt aici oameni Aș vrea să, care au probleme, care au necazuri, aș vrea să vă spun că îngerii Domnului sunt postați în toate gropile. Înțelegeți bine ce spun, în toate gropile. Dacă este o groapă de dezamăgiri pentru tine, îngerii Domnului sunt acolo ca să te lumineze. Dacă este o groapă a depresiei, îngerii Domnului sunt acolo ca să te ajute. Dacă este o groapă a copiilor pierduți, îngerii Domnului sunt acolo ca să te ajute să-i găsești, să stărești după ei. Dacă este o groapă a unor relații teribile în familie sau între prieteni, îngerii Domnului sunt acolo ca să repare. Pentru că îngerii Domnului te băresc în jurul celor ce se tem de El ca să-i scape din orice primejdie. Și de aceea încurajează-te și să ne încurajăm cu această detalii, cu această lucrare a îngerilor. Maria și îngerii ne vorbesc tocmai despre aceste documente și argumente extraordinare, prin simplitatea lor, dar de asemenea prin profunzimea lor. Că Isus este viu și că Isus Hristos și îngerii sunt preocupați de noi. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, Maria și Isus. Maria și Isus. Primul aspect. Cum se revelează Isus cel viu? Pentru că trebuie să specific aici. Maria nu l-a găsit pe Iisus. Iisus a revelat Mariei. Deci țineți minte acest argument. Maria nu l-a găsit pe Iisus. Iisus a revelat Mariei. Noi trebuie să căutăm. Noi trebuie să căutăm. Însă întotdeauna Dumnezeu a făcut pasul înaintea noastră. Pe când eram noi încă păcătoși, spune cuvântul Domnului, la vremea potrivită Hristos a murit pentru noi. Pe când eram noi încă fără de putere, Iisus Hristos ne-a arătat dragostea sa prin faptul că a să ne poarte poverile, mărit să fie numele Lui. Și de aceea, dacă îl cauți, să știi că Iisus se revelează. Și uitați cum s-a revelat Iisus Hristos. Prima dată s-a revelat prin glas. A vorbit cu ea. Știți de ce? Pentru că Glasul, comunicarea, cu alte cuvinte, comunicarea este tipică relațiilor de prietenie și relațiilor de familie, relațiilor apropiate. Dacă nu sunt de familie, sunt relații apropiate. Dacă vă uitați cu mine în cuvântul Domnului, în Ioan capitolul 10 cu versetul 5, Iisus Hristos tocmai spune acest adevăr. Oile mele, ce fac? Cunosc glasul meu și vin după mine când Iisus Hristos s-a revelat Mariei, s-a revelat prima dată prin glas, prin voce, prin comunicare, i-a vorbit. Și când Domnul Dumnezeu vorbește, vorbește ca unei familii, ca unui cerc apropiat și de aceea când El îți vorbește indiferent cum, îți vorbește astăzi prin predică, ți-a vorbit printr-o cântare, ți-a vorbit prin rugăciune, ți-a vorbit prin accident, ți-a vorbit prin, cum spune eu, când într-un fel, când într-altul, glasul Lui, comunicarea Lui este de natură să-ți aducă aminte de ceva familiar, de ceva aproape ție. Pentru că vedeți dumneavoastră, uitați-vă în lumea animală, Uitați-vă în lumea animală, nu știu să vorbească ca și noi, nu? Arată câteodată, îmi place să mă uit pe Discovery Channel sau pe Learning Channel sau pe National Geographic dacă te uiți, arată câteodată uh, viața unor anumit fel de păsări care emigrează din, uh, din nord în sud și ajung câte un milion de păsări. Și toate fac pui odată, toate fac pui odată. Dacă nu știi niște comuni, și în aceea aceea infernală, unde se mai înțeleg când se duc păsările aceste mamele acestea, părinții să aducă hrană la puiilor? Dar când e aude piscuind odată, în gălăgia aceea, le cunoaște, pentru că este ceva apropiat. E ceva apropiat numai între mamă, tată și fiu. Și pui. Exact așa se întâmplă și cu noi. Glasul este ceva ce tu recunoști. E, glasul ăsta-l cunosc. L-am mai auzit? L-am mai auzit? Trebuie să fie Isus! De câte ori nu ți-a vorbit, domnul, și a zis, dacă ascultam atunci, nu este așa? Hmm, dacă ascultam atunci. Prima se reverează prin glas, apoi el se reverează prin cuvânt. Începe să nu numai să comunice, să comunice ceva mai profund. Pe cine cauți? Pentru că intră în esență, intră în detaliu, prin cuvânt. De fapt, Roman 10 cu 17 spune, dacă vrei să te trezești, dacă vrei să cunoști, credința vine în urma auzirii cuvântului. Maria ce vrea? Să știe adevărul despre Isus Hristos și trebuia să aibă credință în căutarea ei. Și de aceea Isus Hristos începe să intre în probleme. Îi trimite cuvântul. Exact același lucru se întâmplă cu tine acum. De aceea, dacă te îndoiești despre învierea Lui, cuvântul te luminează, pentru că acest cuvânt al Lui Dumnezeu îți dă la o parte îndoiala și produce credință. Și apoi, exact cum se spune și dimineață, următorul pas pe care Iisus Hristos îl folosește este numele personal, Mario. Pentru că următoarea fază în revelarea Lui Iisus Hristos este faza individuală. Lazare. Iov. Saule, Saule. Este faza personală. Mario. Mario. Nu este glorios lucrul acesta ca Dumnezeu să te știe pe tine pe nume? Cine sunt eu în universul acesta să mă cunoască Dumnezeu pe mine? Eu mereu mă întreb și vă readuc aminte din nou. Nu uitați, sunt șase miliarde și jumătate de oameni pe pământul acesta. Dar cine sunt eu și cine ești tu? Personal pe tine să te cunoască Dumnezeu să te la mântuire. Îți trebuie argument mai mare? Îți trebuie argument mai mare? Nu crezi că Isus este viu? Și atunci dacă te-a cunoscut pe nume, de ce crezi că nu-ți poate rezolva problemele? De ce crezi că nu te poate ridica din problemele tale? Iată o metodă simplă pe care Iisus Hristos o folosește. Glas, cuvânt, și nume personal pentru că el se implică, se implică direct. Pentru că vrea să-l cunoști, vrea să ți se reveleze să mi se reveleze. Și apoi, uitați-vă în relația lui Isus cu Maria după ce Isus se revelează. După ce Isus se revelează, se întâmplă câteva lucruri. Se întâmplă câteva lucruri. Cel puțin, uh, cel puțin patru, am să amintesc aici. Primul lucru. Ți se opresc lacrimile, lacrimile acelea de căutare, de, ne, de neștiință. Maria, dacă a plâns mai departe, n-a mai plâns de necaz, de durere, a plâns de bucurie. Dar lacrimile care le-a avut, acelea se opresc. Pe de altă parte, următorul lucru, și lumea creștină trebuie să învețe acest adevăr. Mă bucur foarte mult și mulțumesc Domnului pentru harul acesta. Este harul Dumnezeu, nu este meritul nostru al Bisericii Manu, este harul lui Dumnezeu, ne-a făcut Dumnezeu un har mare. Internetul acesta face, face foarte, foarte, foarte mult. Plus radioul, pentru că suntem ascultați pe radio, suntem ascultați la televiziune, sunt preluate serviciile noastre de închinare de către Credo TV și sunt a, readaptate pentru televiziune. A, este un lucru extra, extraordinar, este un har extraordinar. Să poți să vorbești cuiva, să poți să spui cuva. Și acum vreau să spun lumii creștine următorul lucru, pentru că ne ascultă mai mulți. Când Isus ți se revelează, dacă până acum te ruga și ai zis, înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, și știți asta poezia mai departe, aceasta trebuie să o uiți. Pentru că observați dumneavoastră, Maria stă de vorbă cu doi îngeri, dar acum asta de vorbă cu Iisus Hristos, însă când stă de vorbă cu Iisus Hristos, îngerii sunt eclipsați. Îngerii sunt eclipsați, sunt scoși din scenă. Nu mai este nevoie de ei, Până înțelegi, ei vin acolo. Dar după ce ai înțeles, trebuie Isus. Trebuie Isus. uite trebuie pe muntele schimbării la față. L-au văzut pe Isus, au văzut pe, pe Moise și pe Ilie și i-au observat în ce greșeală au căzut apostolii Petru, Ioan și Iacob. Văzătorule! Wow, rabuni! Avem o idee grozavă! Care? Facem aici trei colii. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. De erașul un înger făceau patru. Vă spun eu, patru făceau. Și nu le era groază. Dar dacă deschideți Evanghelia, spune că au nor a venit, fiți atenți, și nu e întâmplător, a acoperit pe Moise și pe Ilie, a acoperit totul și după aceea spune când ei s-au uitat înapoi ce au văzut numai pe Iisus. Numai Iisus trebuie să văzut. Nu trebuie eclipsat de sfinți, nu trebuie eclipsat de Maria, mama lui, nu trebuie eclipsat de Maria Magdalena, nu trebuie eclipsat de îngeri și Iisus Hristos nu trebuie eclipsat de nimeni. El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Nu are nevoie de propte, nu are nevoie de moaște, nu are nevoie de apostoli, ca să te roși prin ei? nu are nevoie de mine ca să te roși la Dumnezeu prin mine? Nu, Dumnezeu are suficientă putere, este atot puternic, este atot cunoscător, Dumnezeu este atot prezent, dar Dumnezeu este binevoitor să-ți vorbească de pace și de binecuvântare și de mântuire și de aceea vorbește cu El direct ne auzi și dimineață că nu avem un mântuitor care să n-aibă milă de păcatele noastre, de fără de de noastre. Tocmai un astfel de mare preot aveam nevoie. Unul care a suferit ca noi, dar fără de păcat. Și de aceea cuvântul Domnului ne Evrei spune să ne apropiem, dar cu încredere de tronul Harului. Nu prin îngeri, nu prin apostoli, nimic nu trebuie să le eclipseze pe Domnul nostru. Se opresc lacrimile sunt eclipsați îngerii. De aici încolo, după ce cunoști adevărul, îngerii vin să învețe prin tine Evanghelia, vin să învețe prin tine înțelepciunea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, când El se revelează, îl cunoști pe Iisus într-o relație nouă, într-o relație nouă. Ați observat uh, versetul acesta, uh, 17, nu mă ținea, i-a zis Iisus. Foarte mulți au încercat să comenteze versetul acesta. sunt, de, sunt trei comentarii. În legătură, trei explicații cu privire la acest verset. De ce a spus Iisus Hristos către Maria, nu mă ținea, pentru că încă nu m-am sui la tatăl meu și la tatăl vostru. Primul comentariu este cel în legătură cu, sau prima explicație, în legătură cu uh, Levitic, uh, capitolul 16, când marele preot se ducea la... Uh, Templul Sfânt al Sfintelor să facă ispășire pentru popor. Nu cred că se potrivește o astfel de explicație aici. Iisus Mare, preot, trebuia să ducă la tatăl, să ducă sângele lui să-l prezinte că a murit și acum poate să ne mântuie și să-l încurce Maria. Nu cred. Cred că este o explicație copilărească, puierilă. Există a doua explicație și cea de a doua explicație este aceasta. Nu mă ținea în sensul că... Iisus Hristos, după 1 Corinteni 5 cu 16, nu mai trebuie să fie cunoscut în felul lumii, în felul cărnii. De deci, aceea încolo trebuie să fie cunoscut uh, spiritual, prin credință. Nu cred că argumentul acesta este biblic. Știți de ce? Pentru că în Matei 28 cu 9, cuvântul Domnului spune că atunci când le s-a arătat din nou Iisus și Maria este prezentă și și femeile sfinte sunt prezente, Matei 28 cu 9, ce au făcut femeile sfinte? S-au aruncat la picioarele lui și i-au cuprins picioarele. Deci ce pe ele le-au lăsat și pe Maria nu -au lăsat? -o. Când Iisus Hristos a spus nu mă ținea, Iisus Hristos a spus de fapt următorul lucru. Maria, nu-i nevoie să stai lipită de mine acum. Nu-i nevoie. Încă nu m-am la tatăl meu. Mai stau 40 de zile aici pe pământ. În 40 de zile o să te întâlnești cu mine de câteva ori. O să mănânc împreună cu voi și o să vezi că ce ai văzut astăzi nu este o nălucă, ci este un adevăr. Dar de aici încolo tu trebuie să te duci și să fie o făptură nouă și să umbli cu acest adevăr fără să îți trebuiască neapărat o dovadă fizică că eu trăiesc. Dar, încă o dată, în 40 de zile ai timp să mă vezi. Ai timp să mă vezi. Du-te acum, urgența este, spune-le celorlalți. spune de celorlalți. Îl cunoști într-o relație nouă pe Isus Hristos. Și când îl cunoști într-o relație nouă, ultimul aspect este că devii evanghelist. Devii evanghelist. Du-te și spune-le. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor. Și evanghelist, uitați cum, este o lucrare împătrită. Întâi te duci la ei Marcu 5 cu 19, du și spune la ai tăi ce ți-a făcut Domnul. Apoi la prietenii și cunoscuți, Ioan 20 cu 18, du și spune la apostol. Nu? Apoi prin împrejurimile locului tău, Marcu 5 cu 20, s-au dus și prin împrejurimi și au vorbit despre Isus. Și apoi în al patrulea rând te duci în toată lumea și dacă Dumnezeu te-a chemat și biserica te-a confirmat, așa cum spune în fapte, 17 cu 6, du-te în toată lumea și întorce lumea aceasta pe dos. Pentru că apostolii s-au dus, trimiși Dumnezeu și spune, iată că oamenii aceștia care au întors lumea pe dos au ajuns și la noi. Și dacă poți cu adevărul Dumnezeu să întorci lumea pe dos, de fapt n-ai întors-o pe dos, că lumea este întorsă cu capul în jos. Când se întâlnesc cu Evanghelia, lumea este adusă în poziția în care trebuie. Te duci și spui adevărul, devii evanghelist pentru Dumnezeu. Isus Hristos este viu. Argumentele din Biblie sunt suficiente, dovezile sunt suficiente, sunt și științifice, sunt și simple, sunt la îndemâna fiecăruia. Aș vrea să conclud cu aceste cuvinte. Iisus se reverează oricăruia care îl caută cu interes să-l cunoască, cu pasiune și stăruiește în căutarea lui sau ei. Pentru că, uitați, conclud cu aceste cuvinte. Cine are poruncile mele, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Deci uitați, uite ce îți promite Dumnezeu. Mă voi arăta lui. Am citit în Matei 14, Ioan 14 cu 21. Iar în Ioan 14 cu 23, cuvântul spune: Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Vrei să îl cunoști pe Domnul? Vrei să fii convins că este viu? Avem o promisiune mare din partea Lui Dumnezeu. Dacă îl căutăm cu pasiune, cu interes, cu dorință de a-L cunoaște și apoi să spunem acest adevăr pretutindeni, spune Iisus Hristos, mă voi arăta acestei făpturi. Poate că ești de 20 de ani în biserica Emanuel și încă nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu L-ai văzut. Dumnezeu vrea să ți se arate. Și mai mult decât atâta, poate de 20 de ani ești, de 15 ani, de 10 ani, dacă îl iubești pe Domnul cu adevărat, avem și ai această promisiune. Iisus Hristos, Tatăl Ceresc și Duhul Sfânt spune, noi vom veni la El și vom locui cu El. Nu vrei să locuiască Domnul în casa ta? Nu vrei? El este în biserica Emanuel și el poate să fie în casa ta, în casa mea, în casa celor ce îl caută, ca Maria Magdalena. Isus este viu. Și acest adevăr trebuie să te ridice, acest adevăr trebuie să te îmbărbăteze, acest adevăr trebuie să te binecuvânteze. Pentru că atunci când te întâlnești cu Domnul, toate lucrurile. Trebuie să fie noi, după cuvântul care spune...